Și se apropie sărbătorile de iarnă, nisorile se lasă așteptate, nu lipsesc însă fenomenele extreme. După ce temperaturile au tot oscilat în ultimele zile, acum ploile își fac apariția în mare parte a țării. Meteorologii au emis un cod galben de precipitații abundente pentru 17 județe. Alina Șerban de la ANM ne aduce mai multe detalii. Bună ziua, doamnă! Bună ziua, bun găsit tuturor! Într-adevăr, vorbim de alternanțe termice semnificative chiar pe intervale scurte de timp. Dacă am avut o vreme deosebit de rece, s-a încălzit în toată țara și va continua să se încălzească, astfel încât temperaturile vor caracteriza de data aceasta o vreme mai caldă, chiar deosebit de caldă, putem spune, pentru această perioadă, în condițiile în care maximele vor atinge și vor depăși valori de 10 grade până la 15-16 grade. Pe parcursul zilei de astăzi, în partea de vest, de nord-vest, de centru, de sud-est a țării, iar mâine masa de aer cald se va muta în regiunile sudice, centrale și sud-estice, acolo unde vom regăsi din nou temperaturi ce vor depăși ușor 15 grade, însă în celelalte regiuni se va răci mâine, în vest, în nord, chiar semnificativ față de astăzi, iar duminică procesul de răcire va continua în toată țara, astfel că vom trece din nou la o vreme ușor mai rece decât în mod normal pentru această perioadă ziua, iar în noaptea cu temperaturi negative în aproape toată țara, pe aici pe acolo, în mod deosebit în depresiuni, ușor sub pragul cerului, adică sub minus 10 grade. Și vorbim și de precipitații, precipitații în mare parte în formă lichidă în această după-amiază, la noapte, în prima parte a zilei de mâine, care vor acumula și cantități mai importante de apă în regiunile vestice, în mod deosebit în zonele montane aferente, în zona Carpaților Occidental și în masivele vestice ale Carpaților Meridional. Cantitățile de apă vor depăși pe ariile strânse 40-60 de litri pe metru pătrat. Vorbim de cantități ce se vor acumula în timp, dar foarte probabil că în intervale mai scurte de timp se vor depăși și 25-30 de litri pe metru pătrat în zonele mai joase din jumătatea vestică a țării. Și în capitală vorbim astăzi, mâine, de o vreme mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă. Pe parcursul zilei de astăzi, probabil o maximă de 80 grade, mâine mai ridicată de atât, undeva la 13-14 grade, în condițiile în care cerul va prezenta înnorări, dar ploile, dacă vor apărea, vor fi foarte slabe și doar din când în când. Cel mai probabil ceață să avem pe parcursul nopții care urmează. După acest interval și în capitală se va resimți procesul de răcire. Vom trece la o vreme ușor mai rece decât în mod normal, duminică undeva la 4-5 grade, iar luni 2-3 grade maxima în capitală, minimele vor deveni negative.